Sănătate și bine revenit printre martorii cripto la ediția de seară a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Firma imobiliară susținută de Tim Draper, bazată pe blockchain, dezvăluie prima ofertă de investiție imobiliară. Columbia Britanică va menține noi conexiuni de energie pentru criptomineri. Caroline Ellison de la Alameda scapă de o posibilă pedeapsă de 110 ani printr-un acord de pledoarie. Legislatorul american spune că portofelele self-custody sunt un antidot împotriva fraudelor ca FTX. Peste 40 de milioane de filipinezi pot primi plăți instantanee fără comisioane din Uniunea Europeană și Anglia în moneda locală prin intermediul rețelei Bitcoin Lightning. SEC depune acuzații împotriva creatorilor monedei Tor pentru WICO organizat în 2018. America nu se grăbește să adopte dolarul digital, spune oficialul trezoreriei. Panther Ventures numește pe postul de consilier pe membru fondator de la Ripple Ashish Birla. Pe măsură ce bătălia juridică dintre SEC și Ripple se apropie de sfârșit, membrii comunității SRP devin din ce în ce mai interesați despre ce s-ar putea întâmpla dacă Ripple este declarat câștigător. Cam atâta în ediția din seara asta, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colectat cât mai multe criptomonede.